Confruntarea unui leu și a unui bivol, viclenia leopardului și dexteritatea unui tigru. Un câine curajos care se luptă cu un șarpe otrăvitor, bătăliile neobișnuite ale urșilor koala și ale boilor moscați și multe altele. În acest episod vă voi arăta cele mai rare lupte cu animale surprinse de camerele video, așa că puneți un like și să începem! Iar asta e o situație tipică, leul versus bivol. Doar că unica chestie care o deosebește de altele este locația. Totul are loc chiar pe drum, ceea ce e foarte rar. Leul a ocupat poziția și s-a înfipt în coada bivolului. Taurul negru este foarte puternic și enorm, dar nu atât de agil pe cât ar vrea. El se învârte încercând să-l alunge pe leu sau să ajungă la el, dar nu-i reușește nimic. Bivolul nici de cum nu poate să ajungă cu coarnele la leu ca să-l alunge. Așa continuă un minut întreg și videoul se termină. Nu e clar cine a învins, dar bivolul sigur a fost grav rănit. În orice caz, eu pariez pe faptul că leul a ieșit învingător. Iată încă o pisică, dar de data asta dungată. Vedem un tigru care e la vânătoare. Aceste creaturi sunt singuratice și nu prea sociabile, de-aia nu pot fi întâlnite în fiecare zi în timp ce vânează, mai ales atât de aproape. Acest tigru a urmărit o căprioară. În maniera sa de vânător iscusit, se furișează cu grijă tot mai aproape și mai aproape de prada sa, încercând să taie din distanță cât mai mult posibil. Iată că într-un moment se năpustăște asupra victimei sale direct prin apă. Căprioara încearcă să fugă și să se opună, dar este inutil. Tigrul e prea puternic, de-aia o neutralizează foarte rapid. Câinii sunt adevărați prieteni ai omului, gata să-i protejeze de oricine, chiar și de șerpi otrăvitori. Nu credeți? Uitați-vă și singuri. Un șarpe a dat buzna într-o plantație în Indonezia și câinele atent pur și simplu nu putea să-i permită să le facă rău oamenilor. Câinele s-a băgat într-o luptă mortală, literalmente. Dar se pare că știa ce face, parcă nu era prima oară. Mușca reptila de coadă încercând să fie cât mai aproape de gura ei. De fiecare dată când încerca să-l muște, parcă se transforma într-o mangustă și eschiva de la colții venenoși într-un mod uimitor. Tactica câinelui și rezistența lui și-au făcut treaba. A epuizat și a umplut de mușcături șarpele într-un minut. Astfel a salvat plantația și oamenii. Probabil că ați auzit măcar o dată de diavolul tasmanian. Sunt niște animaluțe australiene care par destul de drăguțe, dar îndată ce deschid gura și încep să urle, se transformă în niște monștri adevărați. Iar doi diavoli sunt în general un amestec nuclear. Iată așa au decis să se lămurească, așa e primit la ei, să se împingă unul pe altul cu boturile și să urle. În esență, aici n-a avut loc nicio bătălie. Poate așa credem noi, poate în lumea diavolilor tasmanieni a fost un adevărat război. Mai amuzantă decât lupta leneșilor poate fi doar lupta elefanților de mare. Necătând la faptul că suntem enorm, puternici, grei și carnivori, lupta lor oricum arată cam a neluptă. Dar ce ați vrut? Iată așa corpuri au. Sunt nevoiți să se lasă peste adversar și să-l lovească cu pieptul. Uneori pun în acțiune fălcile încercând să se muște unul pe celălalt. Ca și lenișii, au obosit rapid și după ce s-au bătut unul pe altul, s-au oprit și s-au întins ca să tragă un pui de somn. Chiar acolo. Zebrele nu par periculoase și nici agresive, dar aparențele înșeală. După aceste dungi alb-negru se ascunde o putere adevărată, pe care zebrele și-o demonstrează între ele. Doi indivizi se luptă și se mușcă, iar unul dintre ei încearcă și să nu alunece. Curând, lupta se mută pe uscat și ni se deschide o altă abilitate a zebrelor. Ele folosesc copitele ca și caii. Dar asta nu este straniu, fiindcă aparțin aceleași familii. Lupta continuă încă ceva vreme și se termină cu egalitate. Zebrele se despart și continuă să trăiască așa de parcă nu s-a întâmplat nimic. Aceste imagini sunt filmate deja în Alaska rece, unde pot fi întâlniți boii moscați, niște creaturi dure ale nordului. Nu sunt duri doar fiindcă rezistă la frig, uitați-vă cum luptă între ei.
De parcă urmează regulile duelurilor vechi. Se îndepărtează unul de altul, apoi își fac vânt și se lovesc cu frunta. Doar de la sunetul ciocnirii am pielea de găină. Apropo, acest sunet se răspândește la kilometri în jur. Interesant e că până nu demult se considera că datorită structurii capului aceste lovituri nu sunt periculoase pentru ei. Dar recent, oamenii de știință au aflat că astfel de ciocniri pot duce la leziuni cerebrale serioase și chiar la moarte. Se luptă așa în perioada împerecherii. Pentru femele. Pentru mulți, urșii pot părea niște creaturi prietenoase, dar aceștia deseori rezolvă problemele între ei prin lupte. Aici oamenii au filmat anume așa situație lângă râu. O ursoaică cu puii ei petreceau timpul în liniște, când dintr-o dată sunt atacați de un mascul înfuriat. Micuții reușesc să fugă, iar mama lor acceptă să lupte. Se vede clar că ea e mai slabă și e pe cale să piardă. Dar intervine alt mascul ca un erou, îi ia apărarea femelei. Asta funcționează și la sfârșitul videoului vedem că agresorul se calmează. Haideți să ne uităm la aceste pisici uriași în acțiune încă puțin. De data asta vedem doi regi deodată, cum sapă în pământ. Dar ce anume fac? Poate luptă cu vreun animăluț. De fapt, ei sapă pământul fiindcă au găsit vizuina unui mistreț sălbatic. El a încercat să se ascundă de prădătorii africani cât mai adânc sub pământ, dar ei pur și simplu nu l-au lăsat să scape. După un efort de lucru în echipă, l-au neutralizat. Mistrețul n-avea nicio șansă de salvare. Mai avem la rând un bivol, dar de data asta nu prea mare. El stă întins undeva în savană. Dintr-un oarecare motiv începe să se agite. Și normal, căci un elefant uriaș se îndreaptă spre el. Gigantul îl doboară pe bivol și începe să-l bată, să-l înfibgă și să-l lovească. Rar vezi elefanți atât de furioși. Cum n-ai da, acești giganți sunt niște erbivori care foarte rar îi atacă pe alții, mai ales atât de sever. Probabil că elefantul se află în perioada unui val hormonal puternic în care devine foarte agresiv. În aceste zile este foarte periculos și e capabil să omoare pe oricine. Ne-am obișnuit să urmărim luptele cu participarea crocodilelor lângă apă, lângă elementul acestor reptile. Dar crocodilii nu mereu stau în apă sau lângă ea. Uneori mai ajung și departe. Oamenii au filmat niște cadre destul de rare. Cum lei au găsit un crocodil în savana. Se pare că el s-a rătăcit și pisicile voiau să-i arate drumul, însă crocodilul nu le-a cerut ajutor. El a început să se protejeze cu înverșunare când lei îl atacau. Cei doi nu prea aveau chef să se lămurească cu reptila și au plecat. A ajuns sau nu crocodilul la apă, nu știm. Voi cum credeți? Haideți să ne uităm la alt animal australian, urșii koala. Ei doar par inocenți și drăguți. Știți însă că pot să organizeze un masacru între ei. Iată un urs koala l-a atacat pe altul, cât celălalt stătea atârnat de o creangă. Curând, agresorul urcă mai sus și atacă deja de acolo, dar cade din nou. Și iată că totul se repetă iar și iar. Și a treia oară, la fel. Videoul se termină aici, dar presupun că confruntarea a durat mult și bine. Însă să nu credeți că au doar lupte de genul și cele spectaculoase nu le sunt străine. Doi koala s-au ciocnit pe un copac și au început să se lupte. De la început doar se mușcau unul pe celălalt și se loveau, dar într-un moment dat au căzut din copac și bătălia s-a mutat în pădure, iar apoi în general pe drum. Un koala a luat poziția superioară și îl ținea pe adversar la pământ. El totuși s-a ridicat și au continuat să se lupte în picioare. Stilul lor îmi amintește de cel al urșilor. Nu degeaba primii colonialiști a Australiei îi numeau pe koala anume urșii koala. Cu siguranță bătăliile acestor animale au devenit o descoperire adevărată, dar poate unii dintre voi deja au văzut ceva de genul. Lupta dintre doi leneși însă 100% e ceva nou. Arată cam așa. E practic cam așa cum v-ați imaginat. O luptă lentă, cu lovituri lente, cu o reacție lentă. Sau aproape inexistentă. Leneșii nu prea încearcă să se apere și nici să lupte nu prea le place. Într-un moment dat, pur și simplu s-au oprit și au început să stea chill. De parcă nu s-a întâmplat nimic.
să ne întoarcem la luptele reale și aprige. Pentru asta ne întoarcem în Africa, unde deja ne așteaptă leopardul, deși de fapt așteaptă o impala. Pisica pătată vânează de mult în prada care nu prea vrea să se apropie de el. Iată și momentul mult așteptat. Impala nu vede prădătorul. El s-a urcat destul de sus, stă calm și nu se dă de gol, așteptând momentul potrivit. Prădătorul sare fix pe impală, se leagă o mică luptă care deja e învinsă de leopard. Deja peste secunde numărată, el o duce în colții săi undeva în desișuri ca să savoreze captura. Astea sunt niște cadre într-adevăr interesante, filmate în Africa de Sud. Probabil că știți cu toții că leii sunt izgoniți din grup și sunt nevoiți să hoinărească căutându-și altă familie. Anume asta urmărim acum. Un leu tânăr care a cutreierat lumea un pic a venit la un grup nou să li se alăture. Probabil că credea că va fi acceptat din prima, dar leoaicele l-au întâlnit cam agresiv. Totul s-a calmat însă foarte rapid. Femelele au înțeles că el nu reprezintă o amenințare și l-au lăsat în pace. Nu este exclus că curând a devenit membru cu drepturi depline. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care luptă v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!